Astăzi ne dorim să avem în jurul nostru oamenii dragi, dar în același timp avem pretenția să nu ne stea pe cap și să ne respecte spațiul. Chiar dacă ne ieșim din fire, ne trece repede și nu purtăm ranchiună. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Cea mai bună veste a zilei este că situația ta financiară are toate șansele să se îmbunătățească. Poate e vorba de un contract confidențial sau ceva la care lucrezi în spatele cortinei. În plus, tot azi te poți intersecta cu o persoană predestinată. Taur! Nu ar fi de mirare ca astăzi cei din jur să te perceapă ca fiind un pic mai ciudat. Asta pentru că faci lucrurile fix pe dos față de cum s-ar aștepta toată lumea. Încearcă să fii cât mai politicos și mai puțin autoritar. Gemeni, evită discuțiile care știi din start că pot duce la ceartă. Dacă respecti această regulă, socializarea devine o plăcere. Te bucuri de armonie și de liniște. Rac! Gelozia și dorința de a-l controla pe celălalt îți strică tot zenul. Altor raci s-ar putea să li se întâmple, să li se facă dor de cineva, dar mândria îi blochează să acționeze. Mai pot ieși discuții și de la bani, dar ține de tine să reacționezi cu maturitate orice s-ar întâmpla. Leu, dacă au fost unele lupte pentru putere în cuplu și v-ați luat la întrecere cine are dreptate, acum sunteți dispuși să ajungeți la un compromis. Pentru mulți lei vin vești bune pe plan financiar. Alții pot primi un cadou, un bonus sau încasează o primă. Fecioară, este foarte posibil ca să te streseze ceva sau cineva. Stă în puterea ta însă să-ți concentrezi atenția asupra bucuriilor din viața ta. Așadar, renunță la a despica firul în patru și fii recunoscător pentru tot ce ai. Balanță. Astăzi, balanțele care au copii vor fi nevoite să dea dovadă de un pic mai multă răbdare. Pot fi și mici neînțelegeri legate de bugetul familiei. Partea bună este că vei găsi timp și pentru răsfățul personal. Sau cel puțin, așa ar fi recomandat. Scorpion, astăzi te poți trezi prins la mijloc între parteneri și rude. Este foarte posibil să nu te simți confortabil în urma unei discuții. Poate vrei să dai o replică, dar îți muști limba. Mulți scorpioni sunt un pic mai morocănoși sau mai tăcuți, dar își revin pe parcursul zilei. Săgetător, să sperăm că nu te sâcâie și nu te provoacă nimeni astăzi. În caz contrar, nu ești prea simpatic. Cei din jur ar trebui să știe că nimic nu te enervează mai rău decât să fii criticat. Alți săgetători au de făcut tot felul de drumuri și sunt dintr-o vizită într-alta. Capricorn, când trebuie să scoți doar tu bani din buzunar, devine frustrant. Când tu ești darnic cu toată lumea și nu primești niciodată nimic la schimb, e de înțeles că te superi. Așadar, finanțele astăzi pot reprezenta un subiect care să încingă spiritele. Vărsător, în cazul în care vorbești doar despre tine și totul se învârte în jurul tău, să nu te miri că atragi tot felul de reproșuri. Mulți vărsători nu prea au chef de vizite sau de musafir și fac un efort să-și îndeplinească îndatoririle. Evident că nu poate ieși ceva bun din asta. Pești! Cei mai mulți nativi nu se simt în apele lor sau pur și simplu oboseala își spune cuvântul. Un somn bun, un masaj și o baie fierbinte îți pot schimba toată starea. Evită însă să dezbați povești mai vechi și să aduci în discuție ce te-a nemulțumit cândva. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!